Vorbit? Acum două zile am vorbit, am vorbit o jumătate de oră cu el, m-a sunat el. Da? Da, da, într-o seară. Dar ce, nu mai vorbi să de multă? De trei luni, patru luni. Așa, Trei, ce patru zice? luni. E, am vorbit, dar ale noastre, înțelegi? Ce, afaceri sau ce? Nu, 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 și de fotbal, și de afaceri, și de uh, conjunctura asta uh, a lui de a intra în, în politică, uh, înțelegi? Ce te-a întrebat? Adă, da, ce zici? Bă, ne -a mitică, ce zici, de toată treaba asta? Da, da, da. Mai multe am, am discutat. Îți dai seama că uh, nu poți să. Dacă. dacă uh, Vreau să-i spun un secret ca să-l dea uh, pe piață ca uh, secret. Sec <laughs> da, 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 <laughs> dar da, cu gigii să nu-i dai să-i credem, și gura ta. Că te că... ars. Te-ai te nenorocit Aha. cu Gigiță. nu știe vreun secret ceva. Mm -hmm. Dar restul. Dar el ce face? E o plăcere să vorbești cu Gigi. Aia, cum să aia, aia. Aia. Dar și eu am vorbit asta, asta de o jumătate. Chiar, chiar e o plăcere. E o plăcere. Da, el Mucalique ce face? Își mai face acolo apartamente alea sau. Unde mă mai zis mai bine? Că am vrut eu să cumpăr vis-a-vis -vis de blocurile astea când le-am făcut. Știi Așa. că am, cumpărat pe malul lacului cel mai tare pământ. Eu și Tănase avem cel mai tare pământ. tu și Tănase cine? Fotbalistul? da, da noi sunt, eu sunt un om serios în, în construcții, să știi, Horia. Fiul meu, firma, firmele fiului meu de imobiliare sunt serios, serioase. Facem apartamente, nu facem cutii de chibrite, băgăm fier mult. Asta facem la cel mai înalt nivel noi aici. și, și să știi că și fata lui Gigi a construit Lângă mine, deci. Alexandra, nu? Alexandra, eu, da. da a, a făcut un bloc foarte frumos și a băgat și ea uh, fier mult șest. Și, și l-am întrebat că am vrut să. Mai spun cinstit, am vrut să-i fac ceva uh, Fiul uh, nepotului meu cel mare. Uh -huh. Uh -huh. Nu un, un bloc, altceva care să dea bani. Nu ți mai spun că e afacerea mea și o fac în altă parte. Uh -huh. Și nu mai vrea să vândă aici. Nu mai vrea să vândă. Nu, nu. De ce construiește el? Și m-a consultat pe mine, bă, ce să fac? Și am spus, băi, Gigi, la banii tăi fă 30 de blocuri. 30 de blocuri. Cât îmi iau eu la 30 de blocuri? Cel mai puțin îți iei 150 de milioane de euro. Banii tăi în buzunar. A, ai lui în buzunar. Aha. Pentru că știu ce. A, -a. de asta te-a sunat să te întrebe, domnule, ce da, ai. Da. Să se consulte, nu? Să se mă, să, să consulte. Bă, bă Corleone, tu ce-i face cu treaba? Da, ăsta? da, da. Și i-am spus, băi vinde l Știi că, că s-a scumpit. Da. I-am zis eu. Și mie mi-a dat cu 300 uh, acolo. E, el poate să-l vând acum cu 5 mâine și cu 6. 600 de euro. Peste da. două luni. Aha. Înțelegi? 3 luni. Dar cu 500 poate să-l vândă și azi. Aha. Acolo. Și are 6 hectare. Mhm. Uh -huh. Și vreau și eu un hectar sau un, un, un hectar 500, dar să nu dea până în calea ferată. Mm -hmm. și dea... Mai ha! Până la jumate. Și ce ai zis? Da. Nu mai dau băgat. Nu! Coloare, nu mai vând, că mitică, nu mai vând, mitică, ne am mitică. îmi în toate da, felurile. Da, da, da. Nu mai gata, nu mai vând. Dar ce faci, mă? Păi, cerție, păi, Băi, eu zic să fac blocuri. Faci. Câte crezi că pot să fac acolo? Pe păi, păi, 6 hectare, faci 30 de blocuri. Aha. Cum bă, 30 de blocuri? Păi da, mă, 30 de blocuri. Bă, 30 nu faci, dar 20 fac, faci sigur, i-am spus. Ai înțeles? Că, de exemplu, să spunem că faci pe 2000 de, de uh, metri un, un, uh, un bloc. Uh -huh. Păi, nu, uh, nu te supăra... Uh, Hai loc. Păi, cu, cu, a, și 18 el te a 20 întrebat, bine că tu 18-20 de blocuri faci așa?" Da. Și el te a întrebat, "Bine bă, Corleone și cât aș câștiga?" Așa. Și cât crezi că câștig eu la? I-am spus, băi, cel mai puțin 100 de milioane." Da. Cel mai mult 200 de milioane. dacă le faci scumpe, că asta e dacă Gigi închide aici cartierul, se închide cartierul, gata. Nu mai există a, a, în altă parte. Cel mai tare cartier din București? A, cel mai tare. Da. Din, din România, da? Da. E peste a, a, asta Nordului, la a, ambasada Chinei și peste tot asta. Deci asta va fi noua zonă de lux, de residential lux? Asta cu unde ai tu, unde face Gigi? Da, pentru că a, canalizările sunt a, masive, făcute de a, 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 Gigi, nu e făcută de altcineva, a. făcut de Gigi. Este, este, are, este singurul cartier cu un bulevard de 21 de metri și altul de 11 metri. La 200 de metri, unul de altul. E, unica, nu există așa ceva în, 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 în țară. În țară, nu în asta. Are pe partea asta un bulevard de 21 de metri. Sunt două blocuri ale mele, așa și cu altele astea. -i și altul de 11 metri. 9 metri plus trotuarul de... Uh, deci este unicat. Deci va fi punctul 0 din București, nu? Da, da, da. Cel mai tare, nu? Și cele mai ale dracu ieșiri. Da. Asta păi este. ai pe toate. Fii atent, deci. Faci un minut până uh, pe podul de la autostradă. Un minut până la uh, barieră. Da, ieși imediat spre otopeni. Un minut până la uh, biserica lui Gigi, ca să ieși către. Care stai, uh, aia uh, va deveni punct de atracție ma ma mare. Eu cred da. că și metrou se face, eu o să văd că se face metrou. Pe păi, acolo vine metrou, da, ce? Ai? Da. Acolo vine metrou. Deci, cine cine face acum a dat lovitura în 2 ani dintre ani, Da, dar nu mai găsești pământ acolo, că gigi ăsta nu mai vinde, deci dacă nu mai vinde gigi nu mai e p Păi nu... da, dar tu închizi, că-ți faci și tu a, acum a eu, eu, Partea din stânga o închid eu. Ai înțeles? Uh -huh. Arta din stânga o închid eu Am cu cele trei blocuri ale mele, că fac 333 de apartamente. Acum. Bă,